colorată și frumos mirositoare. Așa arată afacerea familiei Hortolomei din orașul Comrat, Uta Găgăuzia. Totul a pornit de la vechea pasiune pentru flori a gospodinei, Angela Hortolomei. Iar acum, cu ajutorul unui grant european, femeia a reușit să-și realizeze visul. De mic iubeam florile. Tot timpul, când mă întorceam acasă, tot timpul veneam cu floare nouă. Și când înfloream, tot timpul mă bucuram. Tata Mahala știe că eu am o floare nouă, foarte frumos. De ceva timp, Angela Hortolomei are flori proaspete pe tot parcursul anului. În spatele casei sale și-a amenajat câteva sere în care a plantat diverse soiuri de crini și crizanteme. Întâmplător am auzit de centru Sislab din orașul Comrat, de la un coleg de lucru. Și am mers la instruire, am dezvoltat ideea mea de business. Și am ajuns la rezultat. Cu un plan de afaceri elaborat ca la carte, Angela a obținut un grant prin programul SARD, care i-a permis să-și îndeplinească visul. În cadrul acestui grant obținut de la Uniunea Europeană, în sumă de 3.000 de dolari, am procurat două serii cu dimensiunea de 180 de metri pătrați. Tot din acest grant am procurat sistemul de irigare pentru curare. Apoi, din surse proprii, am procurat rasada olandeză de crini și crizanteme. La creșterea florilor participă toți membrii familiei. Soțul femeii este cel care a încurajat-o în mica sa afacere. Pe parcurs le mai schimbăm cu locul, le mai răsădim, mai schimbăm diferite sorturi. Este o plăcere, chiar este o plăcere. Dacă este o muncă fizică enormă, aș spune că nu e atât de ușor, dar când vedem rezultat, când vedem final, atunci este o plăcere, așa, o liniștire pe suflet. Fiindcă florile permanent au adus așa o pace, o liniște sufletească. În cadrul programului SARD în Uta Găgăuzia și Taraclia, au fost create peste 180 de locuri de muncă. Un alt beneficiar al programului SARD este și Oleg Marin, care, la fel ca și Angela Hortolomei, a urmat un curs de instruire în cadrul centrului Sislab și a obținut un grant din partea Uniunii Europene pentru lansarea unei afaceri. Первый день, первые 2-3 дня, там 50 сосисок я выкидывал просто, я нервничал, почему не получается, в чем причина. Где-то недочеты, где-то тот ингредиент не поставил, где-то тот. 4 минуты. Atât durează pregătirea unui corn dog. O gustare nouă pentru Republica Moldova. Ideea îi aparține lui Oleg Marin din orașul Comrat. Ingredientul principal este făina de porumb, din care este făcut aluatul, dar și cremvurștii, delicioși. Mulți vin în cafeneaua tânărului pentru un gust nou și deosebit. Peste 60 de antreprenori din Uta Găgăuzia și raionul Taraclia au lansat noi afaceri sau și-au dezvoltat întreprinderile datorită sprijinului Uniunii Europene, oferit prin programul SARD realizat de PNUD.